Marius, te rog să comentezi, asociația s-a înnoit cu... Da? Dragi colegi de asociație, vreau să vă aduc la cunoștință că începând de astăzi avem un nou membru, și anume Vlad din Constanța. Vlad, te rog să faci mâna la cameră, în spate. El e Vlad. Salvamaru. Este din? Se mai spune Salvamaru, prietenii spun Salvamaru, că ne permitem dacă nu spunem Vlad Salvamaru. Este din Constanța. Și l-am racolat în trupele noastre SS montane. Ne ajută să îndeplinim obiectivul ales cucerirea vârfului Tâmpa. Să sperăm că o să fie un coleg de nădejde. Doamne ajută, Doamne ajută. Următoarea expediție va fi în Constanța. Fiul nostru va fi Vlad, însuși Vlad. Și trebuie să urăm bun venit. Dați un bun venit pe grup. Haideți mai departe, am încheiat. Vă aștept cam mult. Când s-a întrunit? Când, când e data întrunirii? S-a stabilit? De așa că urmărește prezența obligatorie. Să avem un număr de membri din pas. Îl propun pe fratele Dumi. Pe fratele Dumi? Da, fratele Dumi. Pentru că dintr-un simplu considerent, da, se la pensie și se va ocupa în totalitate exclusivist, da? Exclusivist. Celălalt președinte ne mai făcând obiectul. Nu neapărat că propun doar schimbarea lui din funcție, dar și excluderea lui, da, o perioadă determinată pe care asta miroase a sancțiune. Vom stabili. Asta miroase a sancțiune, domnilor. Poate mai mult voi avea memoria telefonului liberă. De ce credeți că l-am cooptat și pe fratele Vlăduț din Constanța? Da. Vot decisive la el. Și că se poate cumpăra un bot din Constanța, având în vedere că are sorginte machidonească. Oh. Traseul galben, trebuie să-l urmărim. Da. Ne-am încătrat bine. Dragilor, până aici am avut traseul de urcare. Acum urmăm cel de coborâre. Da. Față la avem pe fratele Vlad din Constanța, care ne va îndruma specific spre un loc, știu numai de el.